Este vinere astăzi și avem nevoie de previziuni astrale și informații pozitive. Doamne ajută că după aceste știri... Da, Rose este pregătită. Bună dimineața! Astăzi pe cer începe să se alinieze crucea cosmică prin cuadratura dintre Soare și Jupiter, dar și Marte și Jupiter. Este un impuls către reevaluarea planurilor și a nevoilor noastre. Berbecii trebuie să acorde mai multă atenție copilului interior. Deși tindeți să fiți prezenți ori de câte ori ceilalți au nevoie de voi, astăzi ar trebui să vă puneți pe primul loc. Taurii, în schimb, se pot concentra pe muncă, dar mai ales pe stresul care rămâne în urmă. Nu vă epuizați, pentru că șefii au nevoie de voi. Dacă gemenii sunt nemulțumiți de actualul job și cred că merită mai mult, este timpul pentru o schimbare. Salariul și orele extra sunt argumentul principal. Nativii RAC trebuie să aibă grijă la cheltuieli. Gestionarea finanțelor pare complicată, așa că analizați în primul rând pierderile și apoi economisiți. Pentru lei, dragostea poate fi motiv de bucurie sau o durere de cap. Ar fi bine să faceți o listă cu plusuri și minusuri, iar în urma ei să schimbați parțial sau, de ce nu, total situația. Fecioarele trebuie să recurgă la o analiză amănunțită dacă au de gând să investească în ceva. Sume mici sau mari este irelevant atât timp cât sunteți sigure că achizițiile vă vor folosi. Nativilor balanță le merge excelent în dragoste, sau cel puțin așa ar trebui. Dacă sunteți dezamăgiți însă de relațiile amoroase, acționați fără ezitare. Fie că este vorba de muncă sau de iubire, trecutul le poate da bătăi de cap scorpionilor. Este foarte posibil să fie o piedică în evoluția voastră, așa că focusați-vă pe voi, pe prezent și pe viitor. Și săgetătorii ar trebui să se gândească la ei înșiși. Acordați prea multă atenție celor din jur și uitați să vă puneți pe primul loc. Este momentul perfect pentru o zi în care voi să fiți protagoniștii. Bani, abundență și iar bani. Cam așa sună ziua capricornilor. Însă mare grijă, există posibilitatea unor pierderi, așa că indicat este să vă gândiți și la economii. La vărsători, atenția se va concentra pe locuință și pe îmbunătățirea aspectului ei. Nu vă fie teamă să testați vopseaua sau să folosiți bormașina. Iar nativii pești pot fi cuprinși de nostalgie, dar bine ar fi să lase trecutul la locul lui. Amintirile sunt frumoase, însă nu toate trebuie repetate sau reluate de unde au rămas. Acestea au fost previziunile astrale pentru moment. Țineți minte, dorințele și nevoile noastre sunt tema pe care trebuie să o abordăm astăzi.